Sabina, născută Moțățăiană. Îmi permite să rămân pe scaun și vreau să vă mulțumesc celor doi sponsor pentru apariția acestei cărți. Vreau să vă spun că sunt o femeie, în adevăratul sens al cuvântului, din punct de vedere liberal, sunt schimbăcioasă. Fiecare carte a mea este altceva. Poate așa ar fi fost sugerat și de tânărul Confrate, care mi-a zis că sunt o scriitoare stilistă. Rămâne să se explice dumneavoastră sau să mă contrazică. Deci și cărticica aceasta, care este în culoarea la moda anului, este o altceva, e altceva ce am putut să fac eu și cred că va convinge pe cel care va avea răbdare să citească microsloanele literare care înțeapă sau compătimesc prin râs, prin ironie, dar și prin înțelegerea lor și așa mai departe. Vreau să vă mai spun că sugestia acestei cărți mi-a fost dată de publicația mea săptămânală conștiincioasă. În fiecare duminică postez pe conferințe literare, cineva poate care fac dintre noastră, care umblă pe internet, a văzut și în general sunt îndreptate pentru crearea unei bune dispoziții adresate seniorilor. Deci cărticica asta nu e chiar numai pentru seniori,